Bună seara și bine ați venit la quizul cu numărul 20. Noi începem în vreo 3 minute. Suntem deja live și pe YouTube. Vă rog să vă pregătiți, să semnați fișele dacă sunteți în sală. Reamintiți-vă toți ce ați învățat până acum și atunci vă luăm la întâlnire. Haideți să vă reamintesc regulile jocului. Ca de obicei, jucăm 7 runde, câte 7 întrebări și o întrebare finală. Răspunsul se transmit prin formular după fiecare rundă. Dacă sunteți în sală, răspundeți pe fișă de hârtie. Dacă sunteți online, răspundeți prin formularul Google. Link-ul îl găsiți în descriere eventului. Aveți circa un minut de gândire pe întrebare, cu unele excepții. Răspunsurile corecte vor fi anunțate după rundele a doua, a patra, a șasea și întrebarea finală și de asemenea facem și pauze după rundele a doua, a patra și a șasea. La fiecare rundă, întrebarea a patra oferă punctaj dublu, deci vă gândiți în mod special la acea întrebare. De asemenea, întrebarea finală valorează 4 puncte. Aici este o regulă specială. În caz de răspuns greșit, pierdeți punctele. În caz de lipsa răspunsului, aveți 0 puncte, iar dacă dați un răspuns corect, aveți 4 puncte. Uneori, numărul dintre parantezele pătrate la final de întrebare indică din câte litere este format răspunsul. Și dacă nu se cere concret, acceptăm răspunsuri în limbile pe care le cunoaștem, română, rusă, engleză sau franceză. Și cum determinăm noi echipa câștigătoare? Este echipa cu mai multe puncte la final. În caz de egalitate, este avantajată echipa cu mai multe runde câștigate de la runda 1 până la runda 7. Da? Vă sfătuiesc să răspundeți corect, să luați cât mai multe puncte. Și iată lista de runde pentru ziua de azi. Începem cu runde diverse, continuăm cu recorduri feminine. La 3, destul de devreme, avem filme, apoi avem conexiune, o rundă matricială, muzicală și runda a 7-a, o rundă flash, rapidă, o rundă tematică, vă zicem care este tema atunci când ajungem acolo. Și finisăm, ca de obicei, cu întrebarea 50, întrebarea finală. Așa, înainte să începem, noi vă rugăm să jucați corect, să nu utilizați telefoanele pe parcursul rundelor și să nu trișați. Noi vă mulțumim și vă urăm un joc plăcut. Am ajuns la prima temă, vă mai las un minut să vă organizați, să vă pregătiți, după care începem. Deci, haideți să începem. Runda 1, întrebarea 1. Într-o enciclopedie glumă, care apăruse cu peste un deceniu în urmă, erau doar două articole. Despre un fruct și o pasăre.
Cum se numea enciclopedia? Un răspuns din 9 litere. Întrebarea a doua. Savanții britanici au modificat un automobil Volkswagen astfel încât el să se deplaseze cu ajutorul cafelei. Vedeți în imagine. Automobilul a fost poreclit car, terminați denumirea cu 7 litere. Întrebarea a treia. Un sondaj realizat în SUA în anul 2010 a determinat cele mai răspândite fobii printre femeile americane. Pe primul loc a fost frica de singurătate, pe doi frica de bătrânețe, iar pe locul 3 s-a clasat frica mai pronunțată la tinerile de 25-30 de ani, în special după perioada 2008-2009. Ce se temeau să piardă ele? Întrebarea a patra pentru două puncte. Personajul unei caricaturi, un cunoscut luptător ce vrea să elibereze populația de rând de sub tirania guvernatorului spaniol, face acțiunea sa celebră de câteva ori pe peretele din spatele patului, după care se culcă. Numiți personajul. Întrebarea a cincea. Denumirea acestui brand englez
exprimă durabilitate, fiabilitate și excelență. Unii însă cred greșit că denumirea ar avea vreo legătură cu latexul. Numiți brandul. Întrebarea a șasea. Un personaj intelectual din serialul TV Selfie se îndreptățește spunând că acest număr din parola sa este un omagiu astronomilor americani. Care număr? Și întrebarea a șaptea, eroul romanului Flore pentru Algernon compară aceste două litere cu un pahar gradat care trebuie să fie umplut cu ceva. Scrieți cele două litere.
noi mi-a reușit deja să ia răspunsurile. A, mai sunt câteva afișe, nu știu ce, Patricia. Și ea. Mă rog, azi, în mod special, să pregătesc la timp fișele, că Patricia are de făcut vreo câțiva kilometri, să le facă de două ori ceață. Tema a doua, recorduri feminine. Deci, atenție, întrebarea întâi. În 1985, Whitney Houston a scos albumul Omonim, care se numea Whitney Houston, care s-a vândut în peste 15 milioane de exemplare. A fost un record în două categorii. Cel mai popular album scos de o cântăreață și cel mai popular astfel de album. Ce fel de album? Întrebarea a doua. Ea este cea mai tânără persoană a anului desemnată de revista Time, la vârsta de doar 16 ani. Numiță, dacă a inspirat grele școlare în peste 270 de orașe. Întrebarea a treia. La următorul capitol, femeile dețin nu doar prima poziție, ci și celelalte 9 din top 10. În vârf sunt 4 japoneze, 2 franțuzoice și câte o americană, canadiană, jamaicană și o italiancă. Ce măsoară acest top? Întrebarea a patra pentru două puncte.
În timp ce la bărbați recordul este deținut de Dr. Dre cu 620 de milioane de dolari, recordul feminin pentru cele mai mari încasări anuale realizate de o cântăreață este egal cu 185 milioane de dolari și a fost înregistrat în anul 2019 de această interpretă. Numiță, dacă e unul din puținii artiști care este scriitor, co-scriitor la întreaga sa discografie. Întrebarea a cincea. Ea este cel mai tânăr laureat al premiului Nobel, acordat pentru lupta împotriva asupririi copiilor și tinerilor și pentru dreptul tuturor copiilor la educație. Care este prenumele ei, dacă acesta conține de trei ori aceeași vocală? Întrebarea a șasea. Ea este actrița care a adus cele mai mari încasări filmelor în care a jucat, cu o sumă totală ce depășește 4 miliarde de dolari pentru 6 filme apărute între 2011 și 2014. Și asta nu-i tot. Numiți actrița. Și întrebarea a șaptea. Un record mondial este deținut de Olga Leșciuc din Ucraina, care a reușit să strivească coapsele 3x în doar 14,65 secunde. Ce sunt x-ii?
Așa, ce eveniment avem noi în continuare? Weekendul acesta începe campionatul de cel indicând. Noi adunăm echipe, puteți să găsiți evenimentul sau pe CUP Media, sau pe CMJ.com Media, sau pe Facebook, campionatul de cel indicând, și puteți să participați. Sunt deja 6 echipe în Superliga. Conform formatului actual, încercăm să adunăm 8 echipe, apropo, echipa SER, echipa Mancu, să mi ziceți dacă vă băgați sau nu. Da, apropo, la Chișinău, posibil să jucăm sâmbătă. Noi mai căutăm sală, decidem pentru mâine ce facem. Acum vă zic răspunsurile la tema 1. La întrebarea 1, enciclopedia se numea Kiwipedia. 2. Carl Puccino. La 3. Ele se temeau să piardă locul de muncă. Rica s-a intensificat, în special după perioada de criză. 2008, 2009. 4. Personajul celebru este Zorro. 5. Brandul, deci denumirea brandului nu vine de la Durable Latex, ci de la Durability,
Reliability și Excellence. Voi există răspunsul corect. Iar la întrebarea a șasea, personajul se îndreptățește de ce a utilizat numărul 69 în parolă și explică că în 69 astronauții americani au pășit pe lună. Și la șapte, cele două litere sunt IQ. Da, nu e suficient să ai un IQ înalt, trebuie să-l și umple cu ceva cunoștință. O să verific acuși rezultatele. Așa, la mine toate rezultatele sunt împreună, și online și offline. Ok, hai vă zic cine are cele mai bune rezultate și ne lămurim pe urmă cine și pe unde. Deci avem un rezultat de 8 la prima rundă, echipa Acord. Aplauze pentru Acord. Da, o să mai verificăm pe rezultatele și vedem care e situația reală. Răspunsurile la runda a doua. Eu, apropo, am impresia că la mine sunt doar rezultatele din sală la moment. Aha, iată, deci s-au completat. Pot să vă mai zic câte ceva. Iar și-au dispărut. Bun, ne uităm puțin mai târziu. Recorduri feminine, răspunsurile corecte, ce fel de album. Era un album cu denumirea interpretei. De obicei, astfel de denumiri se utilizează la albumuri de debut. Deci, cel mai popular album de debut, anume cântăreță. Întrebarea a doua, ea este Greta Thunberg. 3. Acest top măsoară vârsta, longevitatea. Sunt cele mai vârstnice persoane cu vârstă verificată. La moment recordul este desenat de Jean Calment, 122 de ani și 64 de zile. Și primul bărbat e undeva pe la locul 12. 4. Da, diferite răspunsuri. Răspunsul corect este Taylor Swift, care se pare că scrie în mare parte singură versurile și de obicei scrie despre coștii să iubiți. 5. Un prenume care conține trei ori aceeași vocală, Malala. Malala Yousafzai, care a primit premiul Nobel la 17 ani. La 6. Actrița este, sper că ați recunoscută pe Jennifer Lawrence. Și 7. Ați privit foarte rapid trei carbuși pe prevență. Da, deci iarăși am publicat doar rezultatele echipelor din sală, suntem doi de data asta, sunt mai greu la recurgem procesul, dar sper să prindem de urmă și avem iarăși o singură echipă cu 8 puncte în sală, echipa hashtag protest permanent. Aplauze și mă. Iar noi continuăm cu runda filme. Atenție, întrebarea întâi. Filmul Inglourious Basterds este neobișnuit pentru Hollywood, deoarece în original doar 30% din timp personajele fac asta. Chris Waltz, cel care l-a interpretat pe Hans Landa, aproape că nu a făcut asta, dar a câștigat un Oscar pentru rol secundar. Ce am înlocuit prin a face asta?
Întrebarea a doua. În filmul Lista lui Schindler se vorbește despre salvarea evreilor. Romanul pe care e bazat filmul avea însă mai multe aluzii creștine. Astfel, în titlul romanului nu este menționat o listă, ci acest mijloc de transport. Care? Următoarea întrebare. Lucrând la filmul Interstellar, profesorul Kip Thorne le-a furnizat designerilor grafici care desenau Alpha circa 800 de terabytes de date. Ce este de fapt Alpha? Întrebarea a patra. Două puncte. Înainte de a se filma în From Dusk Till Dawn, de la apusul Sfântul Soarelui, Salma Hayek a petrecut două luni cu terapeuți pentru a-și depăși teama de ei. Ce sunt ei? Întrebarea a cincea. Unul dintre sloganurile acestui film, lansat în anul 1996, este compus doar din câteva litere A, numiți filmul.
Întrebarea 6. Protagonistul filmului, pianistul, își dă seama că este salvat când îl aude. El mai este cunoscut și ca mazurca lui Dabrowski. Numiți-l pe el prin două cuvinte. Și în ultima întrebare din rundă, pe cine l-am ascuns în poza din mijloc, din anul 1997? În câteva momente continuăm cu runda a patra. Patricia, verifică dacă poți să-l dați fișă, mi-a pus presă în fișă. Când să începem? Deci, conexiune. Avem introducere. Răspunsurile la întrebările 1-6 sunt legate între ele. La 7 vă întrebăm care este conexiunea.
Atenție, întrebarea întâi. De fapt, ele nu sunt agresive. Masculii dansează drăguți și pot determina după miros dacă femeile sunt flămânde, caz în care le evită. Pot fi deosebite prin desenul în formă de clepsidră roșie portocalie, numiți-le prin două cuvinte. Continuăm cu întrebarea a doua. Într-un articol din 1999, revista Astronomy a desemnat altfelii sistemului solar, între care sunt inelele Saturnului, suprafața Soarelui, Enceladus, satelitul Saturnului, Marea Pată Roșie de pe Jupiter sau Oceanele Pământului și alte câteva. Ce este Alfa? Puteți să răspundeți doar printr-un cuvânt. Întrebarea a treia. În această poză, Muhammad Ali s-a speriat de o alfă. Alfele sunt valoroase în horticultură, putând să distrugă orice insecte dăunătoare. Numiți alfa printr-un cuvânt care începe cu o consoană. Întrebarea a patra pentru două puncte. Conform Wikipedia, ochiul ei poate avea un diametru de 20-30 km, iar în cazul rare poate ajunge și la 60 km. În teatrul chinez clasic, ea era reprezentată pe scenă de oameni care alergau cu drapele negre. Ce este ea?
Întrebarea a cincea. Personajul unui western își face griji în drum spre duiel, mai ales că ratase împușcând în direcția ei. Nu vă întrebăm ce culoare avea ea, dar ce era ea. Recunoașteți denumirea piesei audiante. Mai ascultăm o dată piesa la solicitarea Sally. Și ultima întrebare, care este conexiunea?
Iar acum vă zic răspunsurile corecte la runda filme, dar înainte de asta, haideți să încerc să vă zic care au fost rezultatele online la primele două runde. La prima rundă am avut echipa film cu 8 puncte online, iar la runda a doua am avut două echipe cu 8 puncte online, echipa film și echipa SVP. Acum răspunsurile la filme. La întrebarea întâi, da, la Hollywood de obicei în filme se vorbește în engleză, iar în acest film, Inglourious Basterds, s-a vorbit mai puțin în engleză. Toate astea s-au luat chiar și Oscar. La întrebarea a doua, mijlocul de transport este Arca. Filmul este bazat pe romanul Arca lui Schindler, scris de australianul Thomas Kennelly și publicat în 1982. 3. Ce desenau cei graficieni? Desenau gaură neagră. 4. Salma Hayek se temea de Schindler. Și a trebuit să treacă terapia specială pentru a scăpa de această fobie și poate să se filmeze în anumite scene. La 5, câteva litere A, s-ar primi A și filmul este Scream sau în român a fost adus ca Sip sau Fuge. La 6, el își dă seama că este salvat când aude imnul Poloniei. Da, fiindcă în Polonia ocupată de germani, Nord, sau acest cânte. Apropo, această mazurcă a fost și imn al Bulgariei și imn al Iugoslaviei. Și la 7, în poza din mijloc, l-am ascuns e John Travolta. În 1997 a ieșit filmul Face Off, în care personaje jucate de cei doi actori fac schimb de piețe. Să vedem și rezultatele la runda a treia. Avem în sală 1, 2, 3, 4 rezultate de 8. Squadra, Hoinarii, Acord și Căstăr Protest Permanent. Aplauze pentru ei, iar online avem o singură echipă, echipa Fii, 8 puncte. Până când echipa Fii merge perfect. Conexiune. La prima întrebare, prin două cuvinte, ele sunt văduve negre. După împerechere se întâmplă uneori ca femeile flămânde să-și mănânce partenerii. La 2, revista Astronomy a desemnat minunile sistemului solar sau cele 7 minuni. Și în listă mai intră muntele Olimp de Marte și centura de asteroizi. La 3, Muhammad Ali s-a speriat de o iespe. Muhammad Ali putea să împungă pe o albină, dar se temea de albin și iespe. La 4, ele sunt furtunile și atuitul furtunii poate să ajungă și la 60 km. 5. Ea era de culoare neagră și era o pisică care trecuse drumul. 6. Unicul hit al formației germane Lemon, Supergirl. Toate mai are vreo două cântice cunoscute. Și 7, conexiunea supereroine am acceptat după sens. Black Widow, Wonder Woman, Wasp, Storm, Catwoman și Supergirl. La această rundă în sală avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rezultate de 8, iar online avem 3. De asemenea, film. Și continuă cu 8 puncte. Noi continuăm cu runda a 5-a matriciană.
la această rundă. Răspunsurile conțin secvența de litere 8. Tot vine 8 martie, ne-am gândit să fie cel mai tematică. Deci, căutați cuvinte, expresii care conțin 8. Întrebarea întâi. Legenda spune că pentru a primi ajutorul de la Imperiul Bizantin, ajutor de la Imperiul Bizantin, la prima cruciadă, cavalerul medieval Godefroy de Bouillon a fost de acord ca împăratul să facă asta cu el. Ce să facă? Întrebarea a doua. Ai zis că libertatea este dreptul tuturor ființelor simțitoare, iar în Japonia numele său a fost transformat în convoi. Numiți-l prin două cuvinte. Întrebarea a treia. Această piesă de mobilier și-a primit numele de la perioada în care ai nevoie de obicei de lucrurile din ea. Numiți-o! Întrebarea a patra. Pentru două puncte. Părinții de tip Y se implică în viața copiilor, indiferent dacă aceștia au sau nu nevoie. Ca rezultat, copiii respectivi au o tendință mai mare la depresie. Ce am înlocuit prin Y?
Întrebarea a cincea. Turnul Eiffel, armata de teracotă, insula Palmier din Dubai sau castelul Neuschwanstein? Au fost numite toate așa. Răspundeți pe câteva cuvinte cum... Întrebarea a șasea. Printre promotorii lui pot fi numerați Nicolae Băucescu, Mihail Bogălânceanu, Vasile Alexandri sau Oleg Rusov. Ce este el dacă a fost ideologia participanților la Revoluția Română? Și ultima întrebare de rundă. Ixul este definit ca locuitor creștin al Egiptului. Este cea mai mare minoritate religioasă din Egipt, reprezentând până la 10% din populație. Ce am locuit prin X?
puțin, câte puțin, trecem la runda a șasea, muzicală. Am mai este puțin să se conecteze pe fișele. Dacă încă n-ați dat fișa, ridicați-o sus. Să o vedem. Deci, runda muzicală. Atenție, întrebarea întâi. Que mostraves caminho nós? Que mostraves caminho nós? Esse caminho passando me saudade, saudade, saudade desse minha terra. Dar mai puțin contează cuvintele, dacă ați auzit intonația, vocea, sper să vă ajute. Până la independență, piețurile capului Viale exista o lege care interzicea să fie așa pe străzile centrale ale capitalei. Legea permitea îndepărtarea categoriilor nedorite de cetățeni și posibil că, din acest motiv, cea odată prefera să apară așa la concerte. Cum așa? Întrebarea a doua. După primele audiții reușite ale Reanii, ei i-a luat un an întreg pentru a înregistra o mână de piese în studio. A durat atât de mult pentru că aceasta le-a înregistrat doar în timpul lor. Ce sunt ele, dacă cea mare s-a format în 1988? Întrebarea a treia. Ați audiat un fragment din piesa Papa Power a formației Dead Man's Land, lansată în anul 2009. Formația este o colaborare între un producător și un actor, numiți actorul. Poți să mai pun o dată melodia?
Întrebarea a patra pentru două puncte, după care vă mai pun o dată. Ați audiat un fragment dintr-o piesă de El King, în care aceasta se plânge că foștii săi iubiți nu-i dau pace. Denumirea piesei ne amintește de denumirea unui joc de copilărie. Numiți jocul! Orașul italian Cremona a fost făcut cunoscut la nivel mondial, în special datorită acestor trei familii, Amati, Guarneri și, dar care este a treia familie, cea mai cunoscută dintre ele? Întrebarea a șasea. Conform unei glume găsite pe internet, dacă Robinson Crusoe ar fi fost homosexual, această piesă a formației The Cure ar fi fost în repertoriul său. Numiți piesa. Vă mai pun o dată. William Penn a luat în considerație incendiul londonez și din acest motiv ele sunt drepte și largi. Lor este dedicată piesa audiată. Ce sunt ele?
Așa, reușim cu greu să verificăm, dar o să iasă până la urmă. Răspunsurile la runda matricială. Întrebarea întâi. Deci, cavalierul a fost de acord că împăratul să facă asta cu el, ce să facă? Să-l adopte. 2.
Nu degeaba am utilizat cuvântul transformat. Este Optimus Prime. 3. O piesă de mobilier noptieră, care e de obicei utilizată în noapte. 4. Părinții de tip elicopter. La 5. Acestea au fost numite a 8-a minune. Iar după seansă am acceptat. Mici de vieți. La 6. Se numește pașoptism, iar denumirea vine de la anul Revoluției 1848. Și 7. A fost definit un copt. La runda 5-a. În sală avem multe de 8. 1, 2, 3, 4, 5 rezultate de 8. Iar online avem 2. Da, o să vedem doar cele online, fi și cafeluță. Și acum să vedem răspunsurile la runda muzicală. La întrebarea 1, cum prefera ea să apară la concerte? Desculț. Am audiat un fragment din piesa Sodale de Cezare Evora. 2. Cea mare s-a format în 1988. Este vorba despre vacanță sau vacanță. Reana încă învăța la școală și mama îi pregătea activități muzicale doar în perioadele libere. Și mai este o aluzie la grupul umoristic Vacanța Mare. La 3, actorul este Ryan Gosling, care a jucat apoi în 2016 în filmul La La Land, iar celălalt membru al formației este producătorul Zach Shields. La întrebarea 4, pentru 2 puncte, jocul este... X și 0, piesa se numește Access and Close. La 5, Amati, Guarneri și Stradivari au făcut până scurt orășelul. Sunt 3 dintre cele mai cunoscute familii constructoare de viol. Am audiat suita numărul 3 de Johann Sebastian Bach la o vioară Stradivari. 6, piesa Friday I'm in Love, The Cure. 7, ele sunt străzile din Philadelphia. Piesa Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, iar William Penn a fondat provincia Pennsylvania, dar și orașul Philadelphia. La această rundă, în sală, avem un singur rezultat de 8 la echipa Cașin-Cenunul. Aplauze pentru ei. Și online încă nu sunt gata, da? Pentru un pic și o să fie gata și rezultatul online. Parcă-s gata și eu văd două rezultate de 7 la Fish CVP. Dar mai verificăm. Noi continuăm cu runda a 7-a, runda flash cu personaje animate. La această rundă să aveți în jur de 30 secunde pe întrebare și avem o introducere. La această rundă vom afla cum ar arăta animalele din desene animate dacă ar fi oameni. Dacă este vorba despre o serie, nu trebuie să numiți numărul episodului. Astea sunt condițiile, haideți să începem. Eddie Murphy, cel care a sonorizat personajul, se pare că nu s-a întâlnit niciodată cu parcursul lucrurilor la desenul animat cu Mike Myers sau Cameron Diaz, care au dat vocile altor personaje centrale.
numiți desenul animat. În desenul animat nu sunt reptile, păsări, pești sau amfibieni, ci doar mamifere și uneori insecte, numiți desenul animat. Întrebarea a treia. Pe tricolul negru am ascuns o expresie bine cunoscută din două cuvinte într-o limbă africană, numiți desenul animal. Întrebarea a patra pentru două puncte. Răspunsul are o suprafață de circa 587.000 km², numiți desenul animal. Întrebarea a cincea. În desenul animat apar și oameni, neandertalieni care nu vorbesc niciodată, numiți desenul animat. Întrebarea a șasea. Animația pe computer folosită la producerea desenului animat a fost mai complexă decât orice făcuse DreamWorks până în acel moment. Numiți desenul animat. Și ultima întrebare, numiți primul desen animat realizat de Sony bazat pe un joc video.
până colectăm toate fișele. Regulile pentru întrebare finală, vi le reamintesc. La această întrebare puteți să răspundeți sau puteți să alegeți să nu răspundeți. Dacă nu răspundeți, aveți automat 0 puncte. Dacă riscați să răspundeți și răspunsul este corect, aveți plus 4 puncte. Dacă răspunsul este greșit, aveți minus 4 puncte. Dacă nu doriți să răspundeți, nici nu dați fișa. Să ne fie nouă de semnul să verificăm. Deci, atenție întrebarea. Principiul celor două alfe, menționat în literatura occidentală, nu permite unui înalt oficial să semneze de unul singur un acord important. Două alfe sunt și pe drapelul Vaticanului. Ce sunt alfele?
Deci, răspunsurile la runda a 7. La întrebarea 1, este vorba despre desenul animat Shrek. La 2, Zootopia sau Zootropolis. 3, The Lion King, Regele Leu. Expresia este Hakuna Matata, fără griji, în limba Swahili. La 4, Madagascar. La 5, Ice Age sau Epoca de Gheață. 6, Kung Fu Panda. Și la 7, o întrebare la care mai multe echipe au greșit. The Angry Birds Movie sau The Angry Birds. O să verific acum rezultatele. Până când am doar rezultatele din sală, am și cele online, la parțial. În sală sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rezultate de 8. Și întrebarea finală. Apar pe drapelul Vaticanului și este un principiu al celor două. Chei. Acestea au fost răspunsurile. Noi ne mai luăm vreo 3, 4, 5 minute. Să terminăm de calculat, după care vă anunțăm clasamentul. Vă reamintim, este un clasament intermediar, mâine pe parcursul zilei mai verificăm o dată răspunsul și deja o să publicăm rezultatele finale. Între timp, vă invităm, în special cei din sală, să completați în fișa aceea cu rezultatele, că ați dus voi evidența rezultatelor. Părerea voastră despre joc, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, apreciați și dificultate, dați idei și așa mai departe.
avem rezultatele, o să văd rezultatele odată cu voi. Pe ecran. Realități, noi avem premii. Avem pentru ultima echipă plasată din sală și pentru primele trei echipe. Ce am să duci tu acolo să în mâini primele? Da, spune. Dă manualul la ultimul loc. Deci, ne-am lămurit și cu premiile. Acum haideți să vedem rezultatele. Sper eu că sunt ordine. Deci se pare că pentru echipa Inside o să avem un premiu de consolare. Sala. Top 10 de schimb de echipa Cafeluță, 44 de puncte. Locul 3, Acord, 54. Locul 2, Perfect Protest Permanent, 56. Și locul 1, Fie, 58 de puncte. Doar două puncte ratare de la echipa Fie. Și respectiv premiile pentru primele 3 locuri le vor primi Coinarii, Acord și Perfect Protest Permanent. Să verificăm și... Da, Acord dau mai multe runde câștigate, 1, 2, 3, 4, 5 și Coinarii au 3. Respectiv, pentru locul 2 în sală primește premiul echipa Acord. Vă așteptăm aici să vă luați premiile și să facem poză. În rest, vă mulțumim pentru joc și vă așteptăm și lumea viitoare la aceeași joc. Toate cele bune!